Cu un concept inedit, șef Toma a adus în fața Alba Iulienilor o carte uriașă intitulată Euforia, de 3 metri înălțime și 4 lungime. Cartea nu este încă omologată, dar Cosmin Toma spune că se va ocupa și de acest aspect. După cum vedeți, în spatele meu am cea mai mare carte de bucate din Europa. Are 3 metri înălțime și 4 lungime. În această carte puteți găsi 4 rețete, zic eu 4 rețete inedite, 4 rețete reinterpretate. Sunt pat... Cartea deocamdată nu a fost omologată, dar să sperăm că va fi în curând omologată. Fiind foarte ocupat, nu am avut timp să mă ocup și de această latură. Date fiind dimensiunile, cartea este compusă doar din cele două coperte și include 4 rețete inedite. O ciorbă de burtă care se mănâncă cu furculița, un mușchiuleț reinterpretat, binecunoscuți roz de tomat, trandafirii murați, dar și un cremeș de mare clasă, așa cum spune însuși bucătarul. În această carte, cum v-am spus, găsiți 4 rețete și avem. Avem o ciorbă. Este o ciorbă de burtă reinterpretată, adică o mâncăm cu furculița și cu cuțitul, nu cu lingura. La felul 2 avem o friptură, bucătarii care sunt mai în vârstă și în cărțile de specialitate mai vechi găsim cotlet de porc Alba Iulia. Eu am reinterpretat să arate altfel. Avem trandafirii murați, bineînțeles, care se asociază foarte bine cu acest cotlet de porc. Trandafir murați, da, este o rețetă de-a mea, i-am pus numele roz de tomat și sunt foarte buni. Iar la desert avem un cremeș. Cremeșul, ca și compoziție, este clasic, cu aceleași ingrediente, doar că arată mai high class. Șef Toma este bine cunoscut pentru originalitatea cu care își prepară mâncărurile și ingeniozitatea cu care le prezintă. Acesta poate fi văzut și în cadrul emisiunii Miros, Bun Gust, Rafinament, difuzată de Alba Carolina TV.